Guvernanții au anunțat punerea în aplicare a prevederilor legale privind programul de susținere a producției de legume cultivate în spații protejate pentru perioada 2023-2024. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale asigură că prin direcțiile agricole județene a început deja efectuarea plăților în cadrul programului pentru legume cultivate în spații protejate, astfel că până la această dată a fost plătită suma de 76,18 milioane de lei pentru aproximativ 15.395 de beneficiari ai programului. Plățile vor continua în această săptămână, astfel încât toți cei 19.076 de fermieri eligibili din toate județele țării să încaseze sprijinul financiar. Cei mai mulți aplicanți ai programului se regăsesc în județele Olt, Galați, Giurgiu, Dolj și Buzău. Legumicultorii înscriși pentru ajutorul de minimis de 1.000 de euro pe 1.000 de metri pătrați pe beneficiar acordat pentru susținerea producției de legume în spații protejate în perioada de extra sezon vor primi banii cuveniți în această săptămână, anunță Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe site-ul instituției. Banii vor ajunge la legumicultorii care au cultivat următoarele culturi: tomate, ardei gras și sau lung și sau gogoșar, castraveți, fasole, păstăi, salată, spanac și ceapă verde. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi unice nu poate depăși suma de 20.000 de euro pe durata a 3 exerciții financiare în cursul exercițiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de înscriere în program și în cele două exerciții financiare precedente, conform prevederilor articolului 3 alinia 2 din regulamentul de minimis în sectorul agricol.